Bună ziua, dragi prieteni! Vă salut de la Castelul Iuliei Hașdeu. Astăzi am avut mai multe sesiuni de channeling, am intrat în mai multe rânduri în meditație, atât în interior cât și afară, în spatele castelului. Au fost informații legate de lumile de dincolo, foarte multe, o să le redau și în următoarele volume din seria Călător în Infinit. Vreau să vă spun că este o zi de excepție. Toți cu cei care am fost aici am rezonat la unison, cu toții am contribuit la deschiderea planurilor, pentru că în funcție de vibrația fiecărui membru al grupului, într-un anumit loc și planurile se deschid după puterea, dorința și, în primul rând, vibrația pe care o are o anumită persoană. Deci cu toții suntem părți active ale unei astfel de sesiuni, a unei călătorii spațiotemporale. Am avut o experiență deosebită prin care Bogdan Petricei cu HDO mi-a transmis o informație legată de existența unui manuscris special, dar în același timp mi-a permis să văd universul prin prisma spiritului său. Am călătorit în planuri și spații foarte îndepărtate. Vreau să vă spun că toate locurile energo-informaționale din România sunt adevărate porți către cunoaștere, către univers. Locuri care te nobilează. De aici pleci îmbogățit. Îți clarifici anumite aspecte, găsești răspunsuri la întrebările tale, la frământările și preocupările pe care le ai. Este un loc special pe care vă invit să-l vizitați. Încă renovarea văd că se amână, deci mai aveți șansa de a vizita Castelul Iuliei Hașdeu. Contează într-adevăr foarte mult și persoana cu care vii, pentru că, așa cum s-au convins și participanții, sunt anumite informații, să spunem așa, pe care le-am dobândit în decursul timpului și prin facilitarea acestor deschideri de planuri, fiecare dintre cei prezenți a putut să observe și să-și descopere potențialul interior. Să-și dea seama că se poate racorda foarte ușor și chiar cu câteva fracțiuni de secundă, să spunem așa, înainte de a prezenta ceea ce văd în sesiunile de meditație în care vedeam echilibrurile care au avut loc, ei deja percepeau acele imagini exact cum le traduceam și cum le descriam eu imediat după câteva, vă spuneam, fracțiuni de secundă, să zic. Deci, prin urmare, locul acesta creat de Iulia Hașdeu prin intermediul tatălui său, Bogdan Petricei cu Hașdeu, este un adevărat punct inițiatic, un punct al spiritualității. Un punct din care poți să pătrunzi în univers, în infinit. Amintește-ți ce ești și astfel lumea este schimbată.